Bună dimineața, avem în față un stick USB. El a fost rupt, mufa ruptă, efectiv, de pe placa de bază. Iar acum o să încerc să lipesc și să vedem dacă funcționează cum trebuie. Deci, inițial este pregătit, l-am pregătit pentru a fi lipit. Inițial, cam așa arăta, mufa separat, placa de bază separat. Aici este pe partea cealaltă controllerul de alimentare și chipul de date. Acesta mare este chipul de date pe care sunt stocate informațiile de pe stick. Să încerc lipirea lui, relipirea mufei și probarea sa. Sper să am și loc. E foarte aproape de lupă. Se pun doar de probă. Și un pic de forță brută, deoarece pinii mufei sunt știu cum să explic ca să se înțeleagă, revin la poziția inițială ca un arc, ca o foaie de arc, exact. Pe partea cealaltă cu lipitura pe partea frontală. Locul este foarte îngust.
Iar acum o să încerc să fac mai frumoasă lipitura. Puteți și vedea. Nu garantez. Și acum să probăm. Dacă se vede acest sunet. Cuplare cu PC-ul. S-a auzit. Adică este un stick de 16 GB. Și să-l introduc în carcasa lui. Tot sub lupă, tot sub lupă. Da, să dau lupa la o parte. Încerc. Căutăm carcasa. Carcasa este un pic stricată, fiindcă aici sunt două găurele. Acesta este, nu mai este găurică, deoarece înăuntru este un pin, un picioruș al carcasei. Să iau altă carcasă, mai multe sticuri stricate în acest fel, adică cu un fel de rupte. Așadar, o să am de unde alege carcasa potrivită. Mai probez o dată. Dacă avem o... Cum să întorc camera, ca să vedeți și voi, să vă convingeți că nu este vreo minciună că bag alt stick înăuntru. Să vedem. Și
datele sale. Vă și eu ce vedeți și voi. USB. Scot dintr-un loc. Și apare fără probleme. Așadar, sticurile se pot repara. Chiar și când credem că nu se mai pot repara și recupera datele de pe, mai mult asta contează, să se recupereze datele. Un stick e foarte ieftin, e de 16 giga, jurul la 20-30 de lei, poate chiar mai ieftin în funcție de producător. Așadar, nu e un capăt de țară să cumpărăm un stick, însă datele de pe el pot fi foarte importante, pot fi vitale pentru unii. Așadar, să știți că se pot repara și vă aștept cu ele în serviciu.